Să continuăm aici, avem o colonie care are matcă. Cealaltă, din filmul anterior, n-a avut matcă, o mai lăsăm 5 zile. Ce putem face în momentul în care are matcă? Ce voi face eu? Fiindcă încă nu are puiet căpăcit, n-am mai luat eu la mână să vă arăt toate ramele, dar în caz că nu mai are puiet căpăcit, venim cu tratament pe el. Acesta este banda veche cu oxalic. Și acum venim cu benzile proaspete cu oxalic. Și punem două benzi plus cea veche, ca să asigurăm o cantitate destul de bună de acid. Iată așa. Și asta este o colonie destul de mare. Dar va ajunge pe vreo 4-5 rame până în iarnă. Deci cam așa e anul acesta. O să fie maxim pe 4-5 rame iernate. Și acum venim și cu ulei esențial la el. Pentru ce avem nevoie acum de ulei esențial, de această mixură, preparat din mixură, fiindcă vor hrăni, larvele tinere vor fi hrănite cu acest ulei esențial. Fiindcă albina folosește apa în mod normal să crească larvă. În altă parte nu prea are la ce să folosească ea apa, dar la hrănit larve este nevoie. De fapt, acest lucru se poate observa și primăvara. Stupii, când încep să aibă mult puiet larvar, ies și pe frig după apă. Dar eu le asigur această apă cu tratament direct în stup. Iar larvele fiind hrănite cu această substanță, varroa nu va mai putea să intre în celula respectivă, fiindcă o să moară acolo. O să moară acolo, nu prea îi place ei uleiul esențial, mai ales cel de teatriș și îmbrișorul, o să le cam dea peste nas la varouă, când vrea să înțepe larva. Da, și care scapă de nas în nas cu oxalicul, deci în urmă cu 2 ani, când am început cu ulei esențial, toamna totuși mai rămânea destul de mult varroa, iar o colonie dintre cei toți era super infestată. Găseam câte 200 de varroa, chiar dacă am folosit ulei esențial, mai găseai 200 de varroa. Asta toamna. Și atunci am decis că totuși mai e nevoie de o substanță. Pe lângă ulei esențial mai e nevoie de o substanță și am trecut pe benzile acestea cu oxalic, care și ele sunt tot ecologice, deci nu afectează mierea în niciun fel, exact ca și OxyScript, la fel acționează și acestea, numai că acestea pot garanta 6 săptămâni de tratament. Dar fiind în primul an în care le folosesc, îmi voi da o părere undeva în luna octombrie, în lipsa puietului. Cu toate că acum majoritatea sunt regine tinere, așa că o să fie o problemă cu opritul oatului, dar eu sper totuși că undeva în luna octombrie să se termine cu puietul, ca să putem face un tratament destul de bun. Bun, până data viitoare, numai bine!